Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Sunt Simona Pomazan, alături de mine în studioul Antena 3 Bitești se află un reprezentant al Poliției Locale a municipiului Bitești. Vorbim despre Bogdan Aristănțoiu, purtător de cuvânt al instituției. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc pentru disponibilitate. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ei bine, astăzi, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre acțiunile polițiștilor locali în municipiul Pitești, pentru că în această perioadă sunt multe. Și asta nu este o laudă, chiar se desfășoară multe acțiuni și voi începe cu acțiunile care se adresează oamenilor fără adăpost, persoanelor fără adăpost din municipiul Pitești. Știm că sunt destule pe străzi, iar în această perioadă, când temperaturile coboară foarte mult, chiar sub pragul gerului, pragul înghețului, sunt cele mai expuse și au poate cel mai mult de suferit. Este bine să ne gândim și la aceste persoane și iată că oamenii legii, polițiștii locali în speță, îi ajută, vin în sprijinul lor și le oferă un ceai cald, un sandwich și o vorbă bună. Felicitări pentru această acțiune și știm că anual se întâmplă astfel de lucruri și e bine că vă gândiți la aceste persoane pentru că au nevoie de ajutor în aceste momente. Da, ținând cont că temperaturile au ajuns și la minus 15 grade nopțile trecute, noi am ținut să fim alături de aceste persoane fără adăpost, persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Și în fiecare seară, echipajele poliției locale sunt prezente pe stradă, tocmai pentru a-i monitoriza, a le oferi un ceai cald și un sandwich acestor și persoane. Iată că Dănuț Badea, colegul meu din regie, ne ajută cu imagini. De fapt, este știrea pe care noi o să o difuzăm după ce se va încheia emisiunea, pentru că dăm informații în acest sens, vorbim despre ceea ce fac autoritățile în parteneriat cu persoane din mediul public, privat, cu voi, polițiștii locali, reprezentanții al unor asociații, iată, vin în sprijinul acestor persoane. Vorbim despre adăpostul de noapte din Nord, dar și cel din Găvana, unde aceste persoane sunt conduse pentru a se încălzi pe timpul nopții. Aceste imagini sunt filmate chiar aseară, erau temperaturi mult sub 0 grade. Și chiar aici lângă noi, cred, zona colegiului Brătianu. În zona centrală. Problema e că de multe ori ne lovim de refuzul acestor persoane de a merge la adăpost. Pentru că acolo, în primul rând, trebuie să ai acte de identitate, să ți se stabilească identitatea. Trebuie să nu fii consumat băuturi alcoolice. Și acești indivizi, aceste persoane, de multe ori îi găsim în stare de ebrietate. Dar așa, una peste alta... Am văzut alta, relație, am văzut că ai fost și tu prezent și chiar ai vorbit cu ei și... Bineînțeles. Noi îi știm de mult timp, Simona. Îi știm de... Cel puțin eu am acțiuni cu colegii de 15 ani. În fiecare iarnă noi am fost și alături de aceste persoane. Pot să spun că... Iată, acestea sunt de anul trecut, pentru că știm că și noi am mers de multe ori alături de... Din păcate, dintre ei au decedat. Așa este. Au decedat. Soarta a fost crudă pentru aceste persoane. Până la urmă și ei sunt oameni și ar trebui să ne gândim că merită să le fim alături. Eu de fiecare dată, împreună cu colegii, când au fost temperaturi sub 0 grade, am încercat să fim alături de ei și dacă nu au vrut să meargă la adăpost, noi le-am oferit ceaiul și sandwich-ul. Și... Dar sunt și persoane care merg totuși, îndeplinesc condițiile. Sunt persoane care merg, celebrul Michael. Da. Era, ne aștepta
anii trecuți, ne aștepta în stație la... Acolo, în exercițiu. Da, în exercițiu. Și acum este, dacă vreți să ne arăta Sirius ceasul. Păi de ce nu veniți? Că ați întârziat cu 10 minute, da. Da, el simpatic așa cum a fost de când dar, îl cunosc toți chiteștenii. Sincer, în ultimul timp nu știu de ce nu vrea să mai meargă. Am fost, l-am întrebat, l-am rugat, hai să mergi, nu. Ei sunt un pic reticenți pentru că trebuie să meargă în locația respectivă, acolo totul este curat, este impecabil, au haine de schimb și tocmai faptul că trebuie să-și facă baie, că trebuie să se curețe, trebuie să-și dea hainele murdare jos și să-și ia unele curate, asta îi împiedică să meargă la adăpost. Dar una peste alta, noi încercăm să-i monitorizăm dacă, de exemplu, trecem pe la un grup de astfel de oameni ai străzii la ora 11, cu siguranță peste cel mult 2 ore suntem din nou la ei să vedem în ce stare sunt și să-i monitorizăm. Mai ales că cu cât trece timpul se face și mai frig. Există riscul să facă șoc hipotermic și măcar să fie observat, să fie duși. Și să chemăm, și nu de puține ori au fost cazuri în care am găsit pur și simplu la pragul de hipotermie. Am reușit până acum să-i monitorizăm și nu au fost probleme pe timpul iernii cu niciunul dintre ei. Am înțeles și veți continua astfel de acțiuni. Bineînțeles, în toată până când perioadă, temperaturile vor reveni cât de cât mai cu plus, da? să nu fie îngheț, noi vom fi alături de ei și pe această cale facem apel și către telespectatorii noștri, dacă au cunoștință de astfel de persoane fără adăpost, să apeleze la 0348911, este dispeceratul poliției locale, și să ne semnaleze unde sunt aceste persoane ca să putem să îi ajutăm. Până la urmă trebuie să dăm dovadă de omenie și să le întindem o mână de ajutor pentru ca să treacă de această iarnă. Poate că nici contează, nu și-ar fi dorit să ajungă în această situație. Simona, sincer, i-am văzut la filmarea pe care am urmărit-o mai devreme, pur și simplu mă implorau să le las lor un bidon de ceai pentru că le era foarte, foarte frig. Le-am spus, dacă vreți, mă duc și vă iau și o cafea. Da, vă aduc, nu cafea, ceai. Deci ceai cald este foarte bun. Și câteva sandvișuri, eu cred că nu este o pagubă pentru nimeni. Și iată că telespectatorii care ne urmăresc pot face, pot să-i ajute măcar cu un telefon. Da, cu un telefon, exact. De restul ne ocupăm noi. Oricum au fost persoane care ne-au ajutat și de Crăciun am avut câteva cazuri mai grele, mai oamenii cu boli incurabile, putem spune, am fost alături de ei și alături de oameni de bine din municipiul nostru am reușit să le facem o bucurie. Una peste alta, atunci când sunt probleme, am observat că oamenii sunt uniți și pun umărul să facă puțin bine celor care cu adevărat au nevoie. Asta e un lucru bun, că până la urmă asta trebuie să facem și știu că au fost și emisiuni în care am vorbit despre faptul că oamenii nu dau dovadă așa, eu știu, de un simț al răspunderii, nu se mai opresc să ajute. E bine că începem ușor, ușor să conștientizăm. Problema este că nu doar de Crăciun trebuie să facem aceste gesturi. Sunt oameni flămânzi în toată perioada anului. Și de obicei bine le face în liniște. Eu acum noi nu am făcut niciun fel de publicitate de sărbători, pur și simplu am ajutat oamenii nevoiași, aveau nevoie de noi și o vom face în continuare. Și pe această cale vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de noi, care ne-au ajutat cu haine, cu alimente și alte bunuri pe care și noi la rândul nostru le-am oferit celor nevoiași. Și spuneai tu, iată că sunt și piteșteni care ajută. E important să fim alături de semenii noștri, așa cum sunt, în ce situație sunt, să dăm dovadă atunci când vedem un om care are nevoie de ajutor, să dăm dovadă de omenie și să ne aplecăm, să vedem, să nu trecem nepăsător sau când se întâmplă, iată, un conflict. Și acum aș vrea să vorbim și despre celelalte acțiuni pe care le aveți. Vorbeai tu de monitorizare și asta e tot un fel de monitorizare. Știu că ați avut niște acțiuni
în care ați stopat, eu știu, un conflict care să ajungă, eu știu, la o tragedie. Știm da, bine eram... că am vorbit și de tragedie chiar și pentru voi la Poliția da. Locală. Dar eram, de curând. Săptămâna trecută eram în patrulare în zona nord a municipiului nostru și în jurul orei 1.30 două persoane erau pe mijlocul străzii, deveniseră agresive. Noroc că am reușit să intervenim la timp și, Doamne ferește, se putea întâmpla o tragedie. A fost am o sesizare fost... din partea cuiva sau pur și simplu? Pur și simplu eram în patrulare, da, eram în zonă. Din păcate se întâmplă și astfel de lucruri. Din păcate, violența este prezentă. Că vrem noi sau nu vrem, violența este prezentă și este bine să știm să ne ferim și să ieșim din astfel de situații periculoase. Este bine să, atunci când întâlnim astfel de persoane recalcitrante, violente, e bine să nu încercăm să ne facem dreptate singuri, să apelăm la autorități și numai așa putem să fim în siguranță. Nu pot să nu reamintesc faptul că la sfârșitul anului colegul nostru de la Poliția Locală a decedat tocmai din cauza faptului că a încercat să stopeze un astfel de conflict spontan și să atragă atenția unui tânăr de 21 de ani că nu este în regulă să consume băuturi alcoolice pe domeniul public, mai mult decât atât le consuma în stație, stația de autobuz și a spart și o sticlă, devenise recalcitrant și oricând putea să devină violent cu persoanele aflate în stație în momentul respectiv. De aceea este bine să ne ferim, să evităm o tragedie. De fiecare dată eu cred că toți dintre noi încercăm să ne spunem nu ni se poate întâmpla așa ceva, nu poate să mi se întâmple tocmai mie. E bine de știut că paza bună trece primejdia rea și cel mai bine este să ne ferim de astfel de conflicte spontane. Da, și cei care totuși sunt martorii unui astfel de eveniment nu trebuie să intervină sau să își facă dreptate, sau, dar măcar să anunțe, să vă anunțe, să păi da, exact, facă să sesizare. Ne anunțe și aici vreau să trag o paralelă și vis-a-vis de sesizările pe care noi le primim la dispecerul Poliției Locale. Sunt de multe ori sesizări anonime, încearcă să nu și decline identitatea, tocmai de frică să nu li se întâmple ceva, să nu se răzbune cei care sunt violenți sau eu știu, au comportament agresiv. Reamintesc, am mai spus-o, în momentul când se face o sesizare la Poliția Locală Pitești, cel care sună și care spune diferite probleme cu care se confruntă, rămâne în anonimat. Deci știe doar dispecerul de serviciu, agenții din teren nu știu cine a făcut sesizarea. Și este bine să, ca în momentul când se întâmplă astfel de situații, să sunați la autorități, este bine să nu vă faceți dreptate singuri, mă refer aici la persoanele care, de exemplu, vara, sunt tineri care se strâng la scările blocurilor și fac gălăgie până târziu în noapte. De multe ori au fost cazuri când cetățeni din zona respectivă au ieșit la tinerii respectivi și le-a atras atenția că fac gălăgie și așa mai departe. De aici până la un conflict spontan este doar un pas. Așa. Cel mai bine este să nu vă expuneți, sunați la Poliția Locală și în cel mai scurt timp un echipaj al Poliției Locale va fi prezent în zonă și va lua măsurile impuse de lege. Și pentru că tot vorbeai de sesizări, care ar fi cele mai frecvente și mai ales acum în această perioadă? Pentru că eu știu una, mă refer la un caz un pic ieșit așa din comun, care a venit în urma unei sesizări. Vom vorbi și despre el, dar care sunt cele mai dese? Păi cele mai dese sunt locurile de parcare care sunt ocupate abuziv, trotuare blocate, parcări neregulamentare.
Mai sunt și, mă refer aici la ordine, la serviciul siguranță rutieră. Pe linie de ordine publică sunt sesizări de deranjare a liniștii și ordinii publice, cele mai multe. Și știu că ați avut de curând o astfel de sesizare, nu cel, ca cazul acela un pic ieșit din comun, ciudat. Ați avut acum o sesizare privind un grup de tineri care... Da, un grup de tineri, majoritatea minori, care consumau alcool într-un parc, se manifestau gălăgios. Am fost sesizați, tinerii au fost și filmați. În parcul era un loc de joacă și pentru copii. Exact. Da. În timp relativ scurt, un echipaj de la Poliția Locală, Serviciul Ordine Publică, a ajuns în zonă și au fost sancționați contravențional. Ar trebui să știe telespectatorii cât este amenda într-un astfel de caz. De la 100 la 500 este sancțiunea contravențională pentru consumul de alcool. Pentru deranjarea și tulburarea liniștii publice, sancțiunea crește de la 200 la 1000 de lei. Bani pe care îi plătesc părinților. Bineînțeles, minori... părinților, fiind minori, ei sunt direct răspunzători. Părinții sunt direct răspunzători. Tocmai de aceea este bine să acești tineri să fie puțin mai monitorizați, așa, puțin mai mult monitorizați de către părinți. Ținând cont și de faptul că, făcând așa o paralelă, noi, polițiștii locali, avem activitățile acestea în școli pe care le desfășurăm și, din păcate, ușor, ușor, violența și bullying-ul escaladează încet, dar sigur. Constatați că sunt tot mai multe cazurile și fenomenul este deja îngrijorător. Deci aceste cazuri le regăsim în mediul online. Da? Deci le regăsim în mediul online și aceste practici, violența care, repet, este prezentă, trebuie să facem în așa fel încât să le stopăm. Noi încercăm pe cât posibil să fim alături de acești elevi, pentru că ei chiar au nevoie de noi. Și spuneai tu în emisiunea anterioară că sunt chiar interesați să vă duceți la ei în școală, să stați de vorbă cu ei. Să stăm de vorbă, să ne spună problemele chiar cu care se confruntă. Chiar vă adresează întrebări. Exact, da. Problemele cu care se confruntă, problemele pe care ei le întâlnesc și de multe ori... Și vă cer sfaturi? Da, bineînțeles. Ei sunt reticenți în a spune problemele acestea. Sunt reticenți să spună că, eu știu, fumează sau alte probleme cu care se confruntă, dar trebuie să știi să te apropii de ei. De multe ori am reușit, au fost și cazuri când am plecat dezamăgit de la ei, pentru că am văzut că au așa o reticență și au o problemă. Dar am încercat să revin și să le spun anumite lucruri care cu siguranță pe viitor o să-i ajute. Aceste lucruri îi va face să definească un pic zona în care se află și eu sunt fer convins că totul și cu siguranță îi pot transmite un mesaj și celorlalți prieteni anturajului în care se află, anturajul că de aici se pornește la... Da, anturajul este principala cauză de astfel de evenimente neplăcute. Și aveți colaborări cu câteva unități de învățământ din Pitești? Eu știu de la bun. Avem colaborare cu mai toate unitățile de învățământ, de la cei mici preșcolari mergem și învățăm... Care au un alt interes, cred că ei au o altă zonă în care își exprimă interesul, așa cum știu ei, la vârsta lor. Ei sunt foarte, foarte fericiți în momentul când ajungem acolo, ne explică, încep ei lecția teoretic și ne explică ce înseamnă o trecere de pietoni, un semafor, care sunt culorile, cum... Și avem cunosc, și niște, bineînțeles, niște joculețe interactive, așa, la care ei participă cu mare drag. Dar aceste activități sunt extrem de importante
eu nu mă refer aici doar la poliția locală, mă refer și la Poliția Națională și la toate autoritățile care sunt alături de cei mici. Sunt extrem de importante și încrederea pe care le oferă este foarte, foarte importantă, o cărămidă solidă în drumul vieții acestor copii. Eu întotdeauna le-am spus că polițistul este cel mai bun prieten al lor. Deși în momentul când eu intru în clasă la o lecție, da, ei sunt foarte speriați la început. Adică de multe ori poate ai văzut pe stradă când bunica este cu nepoțelul, dacă nu ești cu minte te ia nenea polițistul. Acestea sunt niște mituri, asta încerc să le spun, că polițistul este alături de ei și întotdeauna va fi dărâmate, da. Și e bine și ei transmit de la cei mai mici până la colegilor cei mari. Pot transmite și acasă, părinților și uite așa încercăm ușor. Da. Aceste informații trebuie să se propage. De la cei mici, la părinți, de la profesori, de la învățători, la părinți, la copii și așa mai departe. Trebuie să fie un întreg care să fie angrenat în buna creștere a școlarilor. Și rămânem tot în acest registru al elevilor, al tinerilor. Și vorbim de acest caz inedit, e vorba de un adolescent de 17 ani care nu știu ce a avut el, ce a gândit atunci, dar a făcut așa o năstrușnicie, ca să-i pot spune așa, dar care l-a cam gățit așa un pic. Da, l-a surprins cu o bancă, efectiv, pe care a luat-o de pe domeniul public, a luat-o în spate și a plecat cu ea spre acasă. Băbana. Ce vrea să facă? V-a spus? Ce? Nu, ne-a spus pur și simplu. A vrut să ducă o bancă acasă. Probabil o punea în curte. Dar nu s-a gândit că asta o să-l coste ulterior? Da, nu știu, pe el, ce, pe părinții nu știu lui. Ce s-a întâmplat și ce este curios că noi l-am prins undeva în zona grădinii zoologice. A mers ceva cu ea în spate, dar ce haios în același timp, în momentul când obosea, că totuși era destul de grea, corect. Se așeza pe bancă. Păi am văzut că și la sediul poliției a făcut exact. Același. Bine, l-ați invitat voi, mai în glumă, mai în serios. Sincer, nu am mai avut de-a lungul timpului asemenea speță, dar pe zi ce trece ne... A fost amendat sau faptul că ați recuperat-o în timp util? Nu, aici nu este vorba de amendă. Aici deja a trecut în sfera penalului. Pentru că a furat. Este furt și este... deschis un dosar penal de care se ocupă colegii noștri. Mă gândeam că fiind prejudiciul recuperat de la Poliția Națională. Ei au instrumentat cazul mai departe. Am înțeles. Părinții știți ulterior ce au făcut? Nu mai știți? Asta a fost în urma unei sesizări. Unei sesizări, da. Păi vă dați seama, să vezi un cetățean, un tânăr cu o bancă în spate, mergând... prin pădure. Și elev la un colegiu de la noi din Pitești. Nu vezi în fiecare zi așa ceva. Este, da. Și acum să facem o trecere, că vorbim de acțiuni ale polițiștilor locali pe străzi fiecare zi a anului, dar mai ales în această perioadă. Au fost și sărbătorile, știu că mereu v-ați confruntat cu fenomenul cercetoriei. Și de curând ați prezentat un caz care aici, iarăși a trezit așa interes. Exact. Aici nu trebuie să confundăm cercetătorii cu oamenii străzii. Sunt două categorii de oameni diferiți. Am găsit cercetători. Unii își fac veacul pe străzi și nu recur la a cer și acele bani oamenilor, ceilalți. Exact. De obicei, cercetătorii și-au făcut un obicei. Este o industrie, o meserie, nu știu cum să-i spun, destul de bănoasă. Am făcut un studiu, un cercetător câștigă în medie de la 100 la 500 de lei pe zi. Noi am depistat... noi care... Da, exact. Da, sunt oameni care lucrează și nu câștigă atât pe zi. Mai mult decât atât, sunt atât de bine pregătiți, între ghilimele, încât îți dau impresia că sunt invalizi, că au probleme grave de sănătate. Noi am depistat pe strada Griviței o persoană de sex feminin din Crângurile,
pentru că majoritatea vin de la Merișani, Crângurile, acestea sunt zonele din care vin Malul Vânăt și așa mai departe. Găsesc aici la Pitești oameni cu suflet. Păi la Pitești întotdeauna au fost oamenii cu dare de mână, să spunem, pentru că știți foarte bine celebrele cazuri cu cercetori din Constanța, din Brașov. Care aveau mașini de lucru. Da, exact. Din Sibiu era o falsă călugăriță. Când a fost întrebată un coleg de-al meu care este mai credincios așa și știe mai multe din Biblie, nu știu, a întrebat-o de cele 10 porunci sau nu știu ce și n-a știut nici 3 să spună. Clar, ne-am dat seama că este o... O înșelăciune se folosește de acele straie ca să îi îndueșeze pe trecători. Da, și vorbeam de... De acest caz, care am spus eu că a atras atenția. N-avea cum să tragă atenția, dar a fost cu ghilimelele de rigoare, pentru că știu că părea că are un handicap. Părea că are un handicap locomotor, da. De fapt s-a ridicat și a rupt-o la sănătoasă. Spunea că nu are picioare, că în fine, și strânsese o sumă frumușică. În 2 ore avea undeva la 300 de lei strânși. Avea banii prin toate buzunarele, deci eu n-am mai văzut așa ceva, câți bani a putut să facă în 2 ore. Da? Și în momentul când ne-am apropiat de ea, s-a ridicat așa ca prin miracol, deci eu chiar mă gândeam, zic, avem o putere așa din asta extraordinară, de-i facem să se ridice și să meargă. Da, eu sincer am crezut că este invalidă în momentul când am văzut-o. Da, dar foarte, nu știu cum, și-a pus picioarele așa într-un mod în care avea și o pătură, în care, deci avea impresia că este... Da, e o practică mai veche. Dar oamenii sunt darnici și de cele mai multe ori sunt păcăliți de astfel de cercetori. Și ca să stopăm cercetoria, ar fi bine să nu dăm. Clar, nu trebuie să le dăm bani sau alte bunuri. Și de multe ori sunt minori care sunt puși pur și simplu să cerșească. Și ca să vă dați seama, poate telespectatorii noștri știu, și în zonele supermarketurilor din municipiu sunt minori care cerșesc. Dar în momentul când le dați bani, 1 leu, 5 lei sau cât le dați, veți vedea că nu are nici cea mai mică urmă de bucurie în momentul când ia acești bani. Pur și simplu a luat banii și a plecat de la tine la altcineva. Poate unii sunt și nemulțumiți de ceea ce au primit. Nu, Simona. Altceva vreau să scot în evidență. Denotă faptul că acești copii sunt puși. Ei nu se bucură de ceea ce primesc. Pur și simplu ei au o normă. Trebuie să facă niște bani. Înțeleg. Da? În momentul când dai niște bani unui cercetător, el se bucură, îi vezi bucuria aia că a câștigat ceva, a câștigat niște bani. Dar în momentul când ți-a luat și nici măcar nu te mai bagă în seamă, merge la următorul, e clar că aceste persoane sunt puse să cerșească. Și mai este o practică, iarăși la noi, la Pitești, acele persoane care efectiv sunt agasante, care au cumături. Da, exact. Da. Sunt agasante, luat așa fenomenul, au luat unul de la altul și sunt și cu ziare, mai sunt câteva persoane care pur și simplu vin și ți bat în geamul de la mașină, stau pe la semafoare și hai să-ți dau un ziar, dăm și mie 5 lei, 1 leu sau da. Da, din păcate tot noi suntem de vină pentru că îi încurajăm. Dacă nu le oferim bani, ei nu au de ce să mai stai acolo. E clar și e logic. Da? Dacă, nu știu dacă îl mai știți pe cel cu motanul, cercetătorul cu motan. Da? Cred că știi despre ce e vorba. Era pe la un centru comercial, pe autostradă, cu motanul și pe aici, prin centru. Respectiv, nu mai practică pentru că n-a pierdut motanul din câte... L-a pierdut? Da, nu mai știe, nu știu. Dar acea persoană... Da, înduioșa. Prindea la mila. Deci avea mai multe variante. De multe ori avea un picior bandajat și spunea că are o problemă, are piciorul tăiat și în fine.
Problema face ca această persoană, eu s-o cunosc destul de bine, pentru că am fost colegi la școala generală cândva. Și a fost o întâmplare hazlie. M-am întâlnit cu el în cartier într-o după-amiază și a doua zi dimineață am mers la acel centru comercial să cumpăr ceva și eram la semafor. Și a venit, mergând el așa, ciocănit la geam, eu i-am deschis geamul și când m-a văzut, nu mai știa ce să spună. Deci pur și simplu nu mai știa ce să spună. Și am zis, te rog frumos, ai exact un sfert de oră până merg eu la cumpărături și mă întorc, tu să nu mai fie și nu l-am mai găsit. Deci da. Oamenii trebuie să știe că mai bine nu, mai bine dacă nu, au da, suflet exact, și au milă, exact, dar nu, e mai bine nu să este, încurajeze. Păi dacă încurajăm, ei vor fi din ce în ce mai agasanți și mai prezenți. Suntem pe final de emisiune și dacă ai vrea să mai adaugi, aveam încă o întrebare legată de mașinile abandonate. Știu că ați avut și această acțiune de a le ridica. Da, în jur de 340 parcă, dacă nu mă înșel, nu știu sigur, dar oricum peste 300 de autoturisme au fost ridicate de noi sau de proprietari de pe domeniul public. Majoritatea proprietarilor și le-au ridicat în urma somației. Pentru că noi somăm înainte și ai timp să-ți ridici autoturismul de pe domeniul public. Dacă dar nu faci acest lucru, cele, dacă și nu le faci, ridici, da, dar vor fi, sume, bineînțeles. Și cele care au mai rămas fac parte din anumite litigii, sunt sechestrate, că de multe ori primim fotografii sau suntem sesizați de anumite autoturisme lăsate în paragină pe domeniul public, dar acelea care mai sunt acum sau majoritatea dintre ele sunt în evidența noastră, dar dosarul este mai greu. Sunt persoane care au decedat sau sunt persoane care sunt în străinătate sau pur și simplu, v-am spus, sunt într-un dosar. Sunt sub sechestru și până... Și nu puteți interveni acolo, nu le puteți ridica? Nu, bineînțeles, nu. Da. Dar ceilalți, dacă sunt somați, e mai bineînțeles. Bine să vină să și le... Eu vă spun că 95% din cazurile persoanelor somate și-au luat autoturismele. Îți spuneam dacă tu mai ai ceva de adăugat pe final de emisiune, pentru că timpul alocat iată s-a scurs destul de repede, am trecut în revistă așa toate acțiunile voastre. Cu siguranță. Probabil că statutul de polițist a devenit, adică omul a înțeles mai bine ce a conștientizat că sunteți și vă faceți treaba. Eu întotdeauna am spus, întotdeauna este loc de mai bine. Nu suntem cei mai buni și nu vom fi niciodată. Dar cu ajutorul cetățenilor, cu ajutorul comunității, lumea trebuie să înțeleagă faptul că polițistul local este în stradă pentru a ajuta comunitatea și invers. Da? Și cu siguranță este loc de mai bine. Noi vom face tot posibilul să ne ducem la îndeplinire toate misiunile zilnice și vă promit că totul va fi bine. Și atunci când au de făcut o sesizare sau au nevoie de ajutor, să nu ezite să vă contacteze. Să ne contacteze și încă 0348911 și ce e cel mai important, nu încercați să vă faceți singur dreptate. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă aștept în continuare cu știrile locale. La revedere!